Bună ziua, bine ne reîntâlnim cu Romașcanii la după desfășurarea campionatelor naționale de powerlifting la Băile Herculane în perioada 28 septembrie 2 octombrie. Au avut loc două campionate de powerlifting, două campionate naționale. În prima decadă a fost vorba despre cele cu clasice, fără echipament. În a doua parte a fost vorba de campionate naționale cu echipament. Alături de colegii mei de echipă aici de față, am reușit să obținem rezultate frumoase la toate categoriile de greutate la care noi am participat, de asemenea și de vârstă, pentru că știți foarte bine, la powerlifting separația pe categorii se face și în funcție de greutatea corporală și în funcție de vârsta de participare. O să-l rog și pe Alex, care a reprezentat echipa noastră la senior categoria 83, să împărtășească ce a realizat în zona respectivă și cum mi s-au părut campionatele în sine. Da, pot să spun că sunt mulțumit parțial de rezultatele pe care le-am obținut. Am avut una dintre cele mai aglomerate categorii cu un număr de participanți de 24. Am reușit la proba de bench press din pins la piept să obțină locul 2 și medalie de argint cu o greutate împins de 160 de kg, iar la echipat am reușit să iau medalii de argint pe toate cele 3 probe, din pins la piept, genoflexiuni și îndreptări, iar la total tot medalia de argint. Am învățat multe din experiența aceasta, știu unde mai am de lucrat, unde mai am de reparat și continuăm pregătirea pentru următoarele concursuri care vor urma, nu știu, să schimbăm un pic culoarea de la 2 la 1, de la argint la aur. Asta e indubitabil, practic, într-adevăr, Alex a avut cea mai dificilă grupă, dat fiind faptul că este și categoria cea mai frecventă, dar și vârsta optimă la care se desfășoară categoria lui. Colegul meu, Cătălin, aici de față, și el a beneficiat, să zic și el, de o luptă destul de puternică. Cum a fost, Cătă? Eu am participat la categoria 74 de kg la Master 2. Am câștigat aur la toate probele și m-a ajutat Dumnezeu și am luat argint și la senior, care pentru mine asta e cea mai mare performanță la vârsta de 52 de ani. În rest, tot a fost ok acolo. Vreau să mulțumesc domnului președinte pentru buna organizare care a fost acolo. Fără el nu se putea face nimic. Și apoi vreau să mulțumesc sponsorilor, care fără ei nu puteam să ajungem acolo. Firma Domșa, Piano Bars, Necaroma, Zbera, domnul doctor Haidar așa și Ozer Golden. În rest, așa, ce să spun, sunt fericit, oboseală multă. Da, drumul a fost. Sperăm să facem cât mai multe performanțe pentru Romașcani de acum încolo. Le mulțumesc colegilor mei pentru încurajări, care fără încurajări de la ei și la mine pentru ei, nu se poate face nimic în sportul ăsta. Da, trebuie să specificăm că alături de noi, cei care nu sunt aici de față, cei doi tineri ai echipei care au avut și ei o prezență notabilă, ceea ce reprezintă o performanță, în primul rând, pentru cel mai tânăr dintre noi, pe care noi, ca și dinamica antrenamentului, trebuie stipulat, noi ne pregătim separat, noi ăștia mai tineri, cu ghilimele de rigoare, facem un antrenament separat, fiind categoria de vârstă. Alexandru se ocupă de cei tineri, tineri cu adevărat, da? Deci facem distinții între cele două, e o diferență de vârstă, ne întrunim înainte de naționale și tragem linia, da? Asta este altă chestie, ține de bucătăria noastră, a clubului nostru. Și îl rog pe Alex să vorbească despre performanța celorlalți doi care nu sunt aici de față. Denis Cojocaru are vârsta de 16 ani, a reușit să ia medalia de aur pe toate cele 3 probe sau mai puțin la... Nu, a avut două aur și un aur la total. La genoflexiune. Și la genul a avut argint. Din punctul meu de vedere, s-a descurcat foarte bine pentru primul lui concurs. Da, el a mai luat și la categoria lui superioară, exact, încă 3 bronz. Deci... Da. La fel și George, au avut o evoluție foarte bună, mai ales că au reușit în final să-l învingă pe cel care tot îi punea bici în roate, l-a împins la piept. Da.
Și nu pot să spun că sunt foarte mulțumit de ei. Au urmat cu cine am pregătit la sală. Mai puțin emoții am văzut că au avut amândoi la concursul respectiv față de celălalt de anul trecut. Tot la fel, unde au pregătirea și cu ei și sper acum la pins la piept să venim toți cu medalii de aur acasă, să facem un singur culoare, nu mai... Da, aici da, ar fi frumos să concurăm cu aceleași performanțe, dat fiind faptul că urmează în perioada următoare să se decidă dacă se vor ține naționale din luna noiembrie. Cum a spus și Alex, cum a subliniat, naționalul de împins din culcat, echipat și clasic. La care, bineînțeles, cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul romașcanilor vom participa ca și echipă și unde sperăm ca să producem același impact pozitiv. Și nu vreau să închei înainte de a mulțumi Federației Române de Powerlifting, domnului președinte Panazanov, domnului vicepreședinte Cazacu, Sorin, domnului Lupaș, membru în birou federal și de fapt tuturor celor din powerlifting-ul românesc, de asemenea și domnului președintele al CSMTB, Constantin Astasă, care a fost alături de noi și romașcanilor care ne-au susținut constant. Acestea fiind spuse, vă mulțumim și sperăm să venim cu rezultate mai bune. Mulțumim!